Una dintre cele mai importante preocupări ale conducerii Inspectoratului Județean de Poliție Neamț este legată de siguranța elevilor și a cadrelor didactice în școli. La nivelul Poliției Române și pe calea de consecință a Inspectoratului Județean de Poliție Neamț există un plan anual de creștere a siguranței în mediul școlar. Am adus la cunoștința cetățenilor, inclusiv prin intermediul dumneavoastră, faptul că la nivel național există un plan național comun de acțiune. Și, bineînțeles, pe același principiu, la nivel teritorial, planul teritorial comun de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar. Suntem parteneri noi ca poliție alături, în acest plan comun alături de colegii noștri de la jandarmerie și colegii noștri de la poliția locală, acolo unde există astfel de formațiuni organizate. La începutul vacanței școlare s-a realizat la nivelul Inspectoratului Județean de Poliție Neamț o analiză privind modul în care sunt păzite școlile, rezultatul fiind unul elocvent. Din 356 de unități școlare, 142 nu au niciun fel de pază, unele dintre școli din mediul rural, neavând nici măcar un gard împrejmuitor. Din evidențele noastre, la nivelul județului Neamț funcționează un număr de 356 de unități de învățământ preuniversitar, 96 sunt în mediul urban și 260 în mediul rural. Iar din verificările pe care noi le-am efectuat, au reieșit faptul că 214 astfel de unități de învățământ preuniversitar sunt asigurate cu pază, 70 în mediul urban și 144 în mediul rural, 58 sunt asigurate cu personal de pază proprie, 26 în mediul urban și 32 în mediul rural, 7 sunt asigurate prin societăți specializate de pază, toate în mediul urban. 120 de unități școlare dispun de mijloace electronice de supraveghere video, 17 în mediul urban și 103 în mediul rural. Pentru noi îngrijorător este faptul că 142 din unitățile de învățământ nu au asigurat nicio formă de pază și vorbim de 26 de astfel de unități de învățământ în mediul urban și 116 în mediul rural. Inspectoratul de Poliție Neamț a făcut o serie de demersuri la conducerea Inspectoratului Școlar Județean și pe lângă Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, organism ce funcționează pe lângă Consiliul Județean, pentru ca în această vară să se poată rezolva problema pazei în școli. Au fost efectuate mai multe demersuri, în special pe lângă Inspectoratul Școlar Județean, dar este atributul UAT-ului, este atributul primăriilor de a organiza astfel de măsuri de pază și de a aloca fondurile necesare asigurării desfășurării pazei la unitățile de învățământ de pe raza județului. Cu toate acestea, iată că la sfârșitul anului de învățământ 2016-2017 există 142 de unități de învățământ care nu au asigurată niciun fel de pază. Deci vorbim nici de pază umană, nici pază cu sisteme tehnice de supraveghere. Mai mult decât atât, 16 unități de învățământ nu au gard împrejmuitor în conformitate cu prevederea articolului 4 alineat 1 din legea 29 din 2010 pentru modificare și completarea legii 35 din 2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ. Pentru rezolvarea problemelor legate de paza școlilor, conducerea Inspectoratului Județean de Poliție Neamț a apelat la autoritatea prefectului de Neamț, Vasile Panaite, care urmează a organiza o întâlnire cu primarii municipiilor, orașelor și comunelor din județ, pentru a discuta măsurile ce trebuie luate în această vacanță de vară în vederea asigurării pazei tuturor unităților școlare. La începutul acestei săptămâni am avut o discuție și cu domnul prefect și cu președintele Autorității Teritoriale de Ordine Publică. Urmează să ne întâlnim într-o ședință comună cu toți primarii și reprezentanții poliției locale acolo unde există și o să încercăm sensibilizarea dumnealor în acordarea fondurilor minime necesare asigurării pazei unităților școlare.
Cele 356 de școli din județ sunt împărțite pentru pază între poliție, jandarmerie și poliția locală. 318 școli sunt păzite de Poliția Națională, 16 de jandarmerie și 22 de poliția locală. În vara aceasta, primăriile din comunele în care școlile nu au ridicat nici măcar gard vor trebui să aloce fonduri pentru construirea acestora, dar și pentru găsirea unor soluții de pază a școlilor.